Salut! În următorul videoclip vreau să vă prezint un joc care nu are nevoie de prea multe prezentări. Se numește Wolfenstein New Order, un joc și pe PlayStation 3 și pe Xbox One și pe PlayStation 4, cred că se regăsește. E penultimul joc din seria de la Wolfenstein, ultimul fiind New Colossus. Un joc superb. La capitolul grafică, la capitolul muzică, la capitolul imersiune, la capitolul grafică, e ok. E un joc last gen pentru consolele last gen, să nu uităm, nu se ridică la nivelul de Xbox One S. Încă o dată, e un joc 18+, nu e un joc pentru copii. Mi s-a reproșat de unul care de-abia știa să scrie, nu știu la ce nivel a fost de inteligență, că nu am jocuri decât jocuri pe care joacă copii. Bă, tată, uite-te la mine pe canal și nu mai te vorbi acolo ce jocuri am. În primul rând am jocuri pe care eu am dat banii. Nu sunt jocuri downloadate pe torente sau te miri cum. Asta a costat bani, asta a costat euro. După aia comentează când ai și tu bani. Bun, hai să lăsăm asta deoparte, că nu vreau să fie canalul meu pentru discuții din astea la care nu vreau să mă cobor. Nu vreau să mă cobor la nivelul ăla de românisme patetice. Am trecut prin atâtea în viața asta și nu vreau să mă reîntorc la mentalitatea aia de bovine pe care au unii, nu toți. Bun. Capitol, alegem, aleg un capitol. Înainte, hai să vă arăt eu ceva la extras aici. Uite, ce poți să găsești. În fiecare capitol se pot găsi medalii de aur, pocale, săbii, astea toate nu știu ce valoare intrinsecă ca un joc și așa, dar pentru tine ca gamer să le găsești. Atunci se mai găsesc art, astea print din joc, uite, concept art din joc, uite, caractere, ăsta e BJ în 46. Ce vreau să mai arăt un Kampfhund din 46, se petrece acțiunea în New Order în 46, când se dă ultima bătălie dintre regim, respectiv axă și alianță, și în istoria asta alternativă. De data asta, AXA câștigă războiul și se instaurează o dictatură globală. Asta e Kampfhundul din 46, Machinen Soldat din 46. Și acum trecem la la New Colossus se petrece în 65 în America, asta se petrece în parte în Germania, parte în Londra. Kampfhund 60. Vac robot, asta vedem, Frau Eng. Asta e personajul negativ principal în joc. Și mai cu unul. Asta, uite, Panzerhund 60. Mă scuzați, la mine nu prea. Asta e 60, BJ-ul 60. Nu prea funcționează ok butonul de X, deși am controller profi de la MLG, dar l-am bulit controllerul pe diavolo. De Caroline în rostul, Bobby Brown, Flieger. Mamă, că ăștia te-a macină. Max. Uite,
Ăsta e un robot care se regăsește în bombate. Ăsta se regăsește și în Colossus. Mașină în soldat. Nu. Uneori îmi dă erori. Prostia de X, asta e. Da. No, hai să trec la alegerea unui capitol. Ce să știu să aleg eu așa? Să fie sunt în același timp și fain. Mount Basis. Da. Muzica, cum spuneam, superbă. Să așează faină, să peste acțiuni. E ca un blockbuster de Hollywood. Hey, BJ, pleci pe lună. Bă, dacă îl găsiți, aveți PlayStation 3. E un must have, da? Și PlayStation 3 are jocuri bune. Hai să nu spun și de Xbox One sau PlayStation 4, cum spun, că nu știu ce, că PlayStation 4, mă, dacă sunt 20 de jocuri bune. Uite, ăsta e un Samuel Bares. Așa. Pentru Xbox One, PlayStation 4, pe când pentru PlayStation 3 o grămadă și mai joci online și gratis. Pe când pe Xbox One S și PlayStation 4 plătești tot abonament pe an sau pe lună, cum vrei, pe anii 60 de euro. No. Nu am armă nimic. Nu, nimic armă. Nu am. Na, așa se mișcă Wolfenstein New Order pe PlayStation 3. Oho, frățică. Deja ăștia au o bază pe lună. Da, o să cumpăr și New Colossus, dar are preț deocamdată 60, 65 și cu 90 l-am văzut. Uite, cam fundul din 60. Vezi? Asta te rupe. Acum nu-i cazul că ești incognito, știi? Ok, servus. Ales cartea încheie. Sunt îmbrăcat ca ofițer. Ia uite aici. Încă o dată la mine pe canal. Eu vreau să prezint jocuri, să fie discuții amiabile între gameri cu opinii în limita decenței. Nu cu discuții de genul că
PlayStation 4 mai bun ca Xbox One S, Xbox One S mai bun ca... Toate sunt bune la un moment dat, fiecare după gusturile sale. Dar nu poți să vii să spui la om că ăsta e mai bun sau aia e mai bun. Nu să faci așa ceva, în primul rând, să faci. Fiecare are dreptul la opinie, fiecare are, înțeleg, dar fiecare are gusturile sale. Eu nu pot să am gusturile la un custan de 10 ani, e clar, sau el să aibă gusturile mele. Lasă-mă că știu, mă. Asta e o sculă care neapărat trebuie să fie tot timpul încărcată. O folosești foarte mult și ca armă și ca tăietor cu laser. Ia să vedem ce pot să fac asta. Uite. Așa. Mai am ceva secrete pe aici? Nu. Acum o să fac un armă, ok. Jos. Încarcă bateria. Hai! Că nu cred că mai am alte arme. Numai cuțitul. Oh. Acum fac și eu pe viteazul. Ok, hai să încarc și să mă duc să-mi văd aia. Încet. Uite frumos ce mecanism de deschidere la ușă. Sunt aici jos.
de la alba, în spatele meu. Hai că vine. Shit. Asta-i viața. Asta-i viața. Stai jos. Stai jos, mă, mai atâta mai am armă. Oh, mai am viață. Dacă nu mai găsesc viață, îmbolit-o. Wolfenstein nu e un joc ușor, să știți. Oh, grenade, hai.
Ok. Ce anume am? Grenada nu mai știu cum se aruncă. E bine venit un save. Așa la dificultate. Mă, Battlefield 4 la teroare, te rupe. Față de asta mai ai un save mai. Unde sunt aia? Sunt aici. Sunt aici. Ce robotoc acolo. Shit. Mă vede ăla. Armele care le am eu cu... Deci acum... Ce vorbești? Era bună arma aia care o lăsai acolo, aia mare. Ce vorbești? Nu mai am, nu mai am glanț. Idiot. Asta de șobolani m-au tunat. Asta ca să vedeți și voi că Wolfenstein nu e de joc. Am lăsat arma aia mare. Aia trebuia să duc cu mine. Sunt curios acum care a fost ultimul save. Sper că până acum v-a plăcut videoclipul. O să mai fac eu pe viitor. O să le iau la rând așa jocurile mele din colecția de Xbox sau PlayStation 3. Ok. Deci asta a fost. N-ai.
Eu dau 25 minute. Sper să vedeți cum funcționează și asta. Sunt între doi aici. Alarmă. No, asta a fost cade. Uite că era. Ce vorbești, mă? Na, asta a fost așa de final. Am 28 de minute. Nici nu mai continui, că sunt destul de obosit. Am încercat să fac măcar așa un jumătate de capitol, dar nu am reușit. Se joacă, eu îl joc pe mod așa, mediu, pe hard, cred că, ce vorbești. L-am terminat, pe mediu, uite, am avut răbdare să termin, deși penultimul capitol, când dai turnul de apărare a Londrei, te rupe, ce vorbești. Turnul de apărare a Londrei, cred că de 20 de ori. Am făcut nivelul ăla până să trec de el. I-am dat pe același joc în fiecare zi. Am zis, azi încerc de 5 ori. Nu am trecut. Asta e. Dar cred că de 20 de ori am așucat ca să trec de turnul de apărare în Londrei. Greu. Ăsta a fost Wolfenstein New Order. Un joc super fain, cu story fain. Un joc care merită să dai banii pe el. Mă, eu nu fac reclamă, nu primesc nimic de la companiile astea care fac jocurile. Sunt opiniile mele personale. Dar sper că sunt opinii care le împărtășesc și alții. Oricum, mersi pentru vizionare. Thumbs up, subscribe și pe videoclipul următor. Ciao!